Noi suntem colectivul de inițiativă, George Răzvan și Maria Solomon. Maria e colega mea, se va ocupa de acest lucru în cadrul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii. Domnul George este colaboratorul nostru extern, cu care vom implementa, deci suntem responsabili, da? Pe noi vă supărați dacă nu merge, sistemul de vânzare a biletelor online. Un sistem de vânzare al biletelor prin care, domnul George, vine omul și ajunge la delfinariu, vede coadă, are un telefon în mână, are un sistem de plată în telefon sau are un card, da? Trebuie să aibă un telefon, trebuie să aibă un card. Dacă nu, face acasă cu laptopul. Accesează site-ul delfinariu.ro. Site-ul delfinariu.ro. Găsește acolo un buton de achiziție bilete, intră acolo, e o procedură simplă de achiziție și plătește cu cardul, primește biletele pe telefon, intră la poartă, se scanează și poate intra în delfinariu. Biletele le primește pe telefon sub forma unui cod de bare. Un cod de bare unic pentru unul sau mai multe bilete, nu? Exact. Așa este. Cu acel cod de bare poate intra atât la delfinariu, cât și la planetariu, cât și la microrezervație. Bun. Și cu acel cod de bare pe telefon merge la un scanner unde un domn cu mușchi de la poartă îi citește cu un aparat special, nu? Un scanner mobil sau în anumite situații scanner fix. Va avea scanner mobil aici la delfinariu, va avea și la intrare în delfinariu, vor avea și pe secții astfel de scanere cu care omul își păsează biletul, cu care omul își justifică, validează vizita. Este o formă elegantă, este o formă care presupune lipsa cozii, presupune lipsa muncii umane, presupune doar un pic de pricepere pe a accesa prin telefonul mobil astfel de site-uri, nu? E greu? Nu, e foarte simplu, invităm pe toți la această experiență, e mult mai rapid decât să stai la coadă, ca să poți intra în muzeu și să-ți faci ziua frumoasă. Pentru un tânăr vă spun că nu e niciun fel de problemă, începând de pe la 10 ani, chiar mai devreme. Da, o să avem numai pensionari la coadă? Nu, cred că o să avem și tineri, la coadă, da, numai pensionari, dar cred că și ei se vor adapta. Se vor adapta și pensionarii, de ce nu? Chiar dacă nu au ochelarii la ei, nu este mare lucru să aibă un card. Maria este cea care urmărește această activitate. Cum te simți? Ești șefă? Mă simt foarte bine. Abia aștept să începem această activitate. Sper să dea Dumnezeu să fie foarte bine și să ne descurcăm. Ea a crescut de mică aici la delfinariu, nu de mică, ci de mică în sensul că a fost casieră, știe toată problematica ce se ivește la casierie, știe ce întreabă lumea, deja ea știe ce o să fie întrebată și ea va gestiona mai departe implementarea în casierie, fiindcă acolo presupune un program separat. La un moment dat spune ceva că fetele o să le fie greu să se descurce? Am zis da, că la început probabil o să fie puțin mai greu, dar cu timpul vor învăța. Vis-a-vis de aceste scanere. Trebuie să învețe. Trebuie să învețe, fiindcă vrem să fim în ajutorul dumneavoastră să nu mai vedeți coadă la delfinari, la casierie. Și deja suntem în teste. Eu zic că la 1 mai vom funcționa în plin, deja din sfârșitul lunii acesteia, pe perioada școlii altfel, vom implementa acest sistem. Acum, mă întreb pe mine și vă răspund tot eu, da, costă un pic mai mult. Toată această distracție, sunt o instituție publică, nu o putem suporta în costurile noastre și în consecință vă va costa pe dumneavoastră un leu în plus. Deci dai un leu nu pentru Ateneu, ci pentru a nu sta la coadă. Coadă care nu se va mai pune problema acestor casierii, vor fi schimbate, aducem containere noi de casierii elegante, etajate, pe o parte și pe alta, cu birou de informații, la aceste caserii, eventual îți cumperi bilet, dacă nu vrei să plătești acel leu în plus, sau nu e coadă, sau nu te pricepi, dar în același timp te poți informa vis-a-vis de ce ai de vizitat, ce ai de făcut în cadrul acestui parc cu animale. Un loc de educație, un loc de liniște, un loc de responsabilitate față de natură. Vei putea să cumperi biletele online în avans cu o anumită perioadă?
Da, avem și această variantă pe care n-am avut-o până acum, este vorba de programare. Aceste bilete online permit programarea vizitei. Cum? Biletele online sunt conectate la calculatoarele noastre, fetele din caserie nu pot să vândă pe cash decât ceea ce lasă programul, iar programul este legat cu online-ul, iar online-ul vinde și cu o lună în avans, nu? Da. Practic poți să stai de acasă, să-ți programezi vacanța și în această perioadă să hotărăști când vrei să vii să vizitezi delfinariu, îți achiziționezi biletele din timp și doar ți le tipărești acasă sau vii direct cu telefonul și te prezinți doar la intrare. Frumos, simplu, elegant, ușor, ușor ne modernizăm și noi.